de pe la 3-4 ani desenam în rețetele mamei și tatălui. Ei n-aveau decât culoarea roșie și albastră. Fiind medici, nu cumpărau culori. M-am căsătorit în anul 3 și în anul 6, când am terminat, toate posturile erau pentru provincie. Ori soțul meu era deja la București. Și am rămas liber profesionist și după 6-7 ani mi-am făcut și prima personală în sala din Calea Victoriei. A fost prima emoție ca expozantă la care a venit proaspătul președinte al fondului plastic cu un buchet de flori și mi-a spus că la sfârșitul expoziției prezinți două lucrări la fond pentru achiziție. Noi ne chinuiam să preparăm pânze, acum sunt gata, făcute rame, nici nu știi pe care să o alegi. Mă rog, eu le fac așa asortate, să zic, la lucrare, să se potrivească cu lucrarea. Că cine, un designer am și, m-am și mirat, recomanda toate, într-o expoziție, toate lucrările să fie cu același model de ramă. Zic, dar nu se potrivește. Fiecare lucrare își cere rama ei. Daniel a mers la grădiniță și toți copiii mergeau la nisiparniță, la tot felul de aparate care erau acolo pentru distracția copiilor. Lui, dacă îi dădeai o foaie de hârtie și un creion, stătea și 3 ceasuri. Am avut o viziune, ne-am format o facultate, eram dintre puținii care, nu o să mă laudă, unii dintre noi, care aveau o viziune formată, să zicem, la 3 deja, 4, pentru că e bine să fii, faci un parte într-o familie de artiști, e un avantaj, dar noi oricum citeam foarte mult. Deci istoria artei, ce spuneam, nimeni de 89 s-a dat un lider la informație culturală și eu și așa și înainte de 89, mergeam în Institutul Francez sau Englez și stăteam acolo ca să aduc și albume și am pus la punct cu ce se face cât de cât în Occident și nu numai și în Japonia și în America. Am și călătorit, am avut și bucuria să călătoresc în 87, tot cu părinții mei în Germania, Olanda, dintr-un fragmente dintr-o lucrare să le găsesc cumva într-o poezie care pleacă, să zicem, și de la picturi, da, mai mult de la pictura mamei mele, dar nu numai, că mai sunt și alte influențe. Unele pleacă de la lecturile, lectura de imagini care fac permanent. Însă, ceva mai des, dar totuși rar, am fost influențat de lucrările ale tatăl meu. Și acest dramatism a plecat în paralel cu dramatismul lucrării lui Eugen Crăciun. Expoziția aceasta este prima în care noi trei apărem în România. E un spațiu generos, e aici îmbinat de la început vechiul cu nou, aici arta factorului interbelică românească, cu cea modernă și contemporană, sau aici să zicem cea mai postmodernă. Și spațiul care ni s-a dat e destul de frumos așa și luminos. Ceea ce nu-i rău, pentru că se ambientează bine și cu arhitectura clădirii. De asemenea, rezolvă paradigma în sensul că mulți nu se așteaptă ca într-o clădire ca asta și cu un design vechi să vadă și arată contemporană.